Salutare! Doresc să vă prezint astăzi acest pocket organizer de la Roco. Este un organizator pentru lucruri de cărat în fiecare zi, foarte similar, dacă nu chiar identic, cu cel de la Maxpedition EDC Pocket Organizer. Sigur, aceasta este o variantă mult mai ieftină. Dacă un Maxpedition în state costă aproximativ 25 de dolari, fără taxe și fără transport, acesta îl puteți avea acasă pentru 12-13 euro. O să pun un link în descriere. Să vă arăt despre ce este vorba. Este un organizator destul de bine construit, din material cordura, foarte durabil. Chiar dacă este făcut în China, este bine construit. Este destul de simplu. Avem și această ureche pentru prinderea la curea sau la rucsac. Aici în față avem un buzunar cu scai, unde se pot ține anumite lucruri. Iar în interior, eu nu am pregătit acum neapărat un kit ca să-l prezint, ci am umplut repede acest pouch ca să văd cam ce s-ar putea pune în el. Sigur, primele lucruri la care m-am gândit au fost instrumente de tăiat și de făcut focul. Este destul de încăpător. Aici am pus un sac de gunoi mare. Aici am pus inclusiv un pașaport, niște plasturi. Dimensiunile conform specificațiilor producătorului pentru acest pouch sunt 16,5 cm, da? Aproximativ 16-17 cm, 11-12 cm lățime și aproximativ 2 cm fără conținut grosime. Sigur, având un anumit conținut, pot avea diferite grosimi. Se închide foarte bine, după cum am spus, este bine cusut, materialele sunt de calitate. Nu l-am de multă vreme, deci nu aș putea să mă pronunț cum se comportă în timp, dar cred că decât să dai bani pe un Maxpedition, mai bine cumperi două sau trei din astea. În linkul din descriere puteți să vedeți mai multe specificații despre acest produs, puteți să vedeți și culorile în care se poate achiziționa. Dacă aveți întrebări, vă stau cu drag la dispoziție, pot să mai fac anumite măsurători sau să revin cu alte detalii. Vă rog să mă întrebați și stați aproape pentru că o să mai fac prezentări de astfel de echipamente. Vă mulțumesc pentru vizualizare și vă doresc o zi excelentă!